Deputatul sălăjan Lucian Bode a fost ieri la DNA în calitate de martor în dosarul finanțării ilegale a campaniei PDL. Deputatul Lucian Bode s-a prezentat la Direcția Națională Anticorupție, unde a fost audiat în calitate de martor în dosarul privind finanțarea campaniei electorale PDL din 2012. Eu sunt de 18 ani în serviciul public și este pentru prima dată când sunt pus în situația de a da o declarație în calitate de martor. Am toată disponibilitatea să ajut organele de anchetă cu astfel de declarație. Eu, în calitate de membru al Biroului Politic Național, secretar general adjunct, nu am avut nicio responsabilitate în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale, a declarat Lucian Bode, deputat PNL. Potrivit DNA, la nivelul anului 2009, în cadrul PDL ar fi existat o înțelegere între secretarul general Vasile Blaga și vicepreședintele Gheorghe Ștefan în sensul obținerii de bani pentru partid. Potrivit acestei înțelegeri, Gheorghe Ștefan ar fi determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii naționale din domeniul energiei o anumită persoană. Respectiva persoană ar fi fost dispusă să contribuie indirect la finanțarea partidului cu sume de bani prin atribuirea preferențială a unor contracte de achiziție publică către diverse societăți indicate. Concret, prin încheierea de contracte de către respectiva companie națională, prin licitații trucate, cu firma deținută de omul de afaceri Berdilă Horațiu Bruno, acesta din urmă ar fi transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentând un procent prestabilit din valoarea contractelor.